Bună ziua, bun găsit la DocPlay, eu sunt Elena Oceanu și astăzi împreună cu doamna doctor Dana Margine, medic epidemiolog, o să aflăm mai multe despre cum evoluează noul coronavirus și despre măsurile cele mai eficiente de protecție. Cum ar trebui să ne punem corect masca, cum ar trebui să o dăm jos, ce funcționează, ce nu funcționează când vine vorba de măsurile de protecție. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație! Cu drag! În primul rând, aș vrea să înțelegem puțin care este evoluția coronavirusului SARS-CoV-2 și cum e diferit, de ce e diferită această pandemie de alte tipuri de epidemii sau pandemii care au fost de-a lungul vremii. Păi, în primul rând, ar trebui să știm că coronavirusurile sunt, de fapt, o familie de virusuri. Ele sunt zoonotice, adică asta ce înseamnă? Ele se transmit între animale, dar și între oameni. Noul coronavirus, COVID-19, este mai dificil și reprezintă o problemă de sănătate publică pentru că nu a mai fost identificat anterior la om. Și acest lucru ne-a pus pe toți într-o dificultate. Este greu de prezis o evoluție în momentul acesta. Adică nu cred că vreun medic, vreun analist sau vreun institut de cercetare poate să dea niște date concrete, pentru că momentan nu avem niște anumite date după care să ne putem ghida. Dar după cum au evoluat până acum lucrurile, faptul că nu mai sunt măsurile acelea restrictive, ar trebui să ne ducă cu gândul la faptul că a trecut cumva pericolul? Să ne relaxăm mai mult. Nu, eu oricum consider că lumea s-a relaxat deja prea mult. Bine, mi se pare că s-au împărțit în două tabere. Așa e. Cei care sunt foarte panicați și nu știu dacă este ok pentru ei să fie foarte panicați, pentru că în momentul în care se instalează panica, noi atunci facem greșeli. Greșeli pe care în mod normal nu ar trebui să le facem și nu le-am face. Dar mai există o masă a populației care este destul de mare, care s-a relaxat foarte mult. Adică odată și cu care spune că virusul nu există. Și care spune că virusul nu există într-adevăr și care mă mai întreabă și pe mine ce mai este cu coronavirusul, care ei nu cred în el. Coronavirusul există și trebuie să ținem tot timpul cont de el și să ne luăm niște măsuri în permanență. Bine, măsuri standard, pentru că mai mult de atât noi nu putem face, este maximum ce putem face. Cum ar fi purtarea măștii. Am văzut foarte mulți că poartă mănuși. Am văzut oameni care poartă mănuși, dar nu poartă mască. Am văzut oameni care sunt singuri în mașină și poartă și mască și mănuși sau poartă doar masca. Atunci când e singură mașină nu pățești nimic, că coronavirusul nu trece nici prin geam, nici prin caroserie, prin absolut nimic. Adică ești safe dacă ești în mașină. Purtarea mănușilor nu știu sincer cât este de eficientă, pentru că mănușile nu sunt o metodă de substituție. Atâta timp cât tu nu efectuezi igiena mâinilor, adică ce înseamnă asta? Să ne spălăm cu apă și să pun pe mâini. Corect ar fi ca și timp 20 de secunde, dar pentru că trebuie să respectăm acei pași. Fără acei pași, mâinile noastre nu sunt în totalitate curate. Dar, de fapt, te duce undeva acest timp la 20 de secunde atunci când faci lucrul acesta frecvent. Dacă un om obișnuit care nu a fost învățat și instruit exact cum să se spele pe mâini și doar o să încerce de pe, nu știu, un site online, o să vadă că o să ia chiar mai mult de 20 de secunde. Iar atunci când nu avem sursă de apă și de săpun, trebuie să ne dezinfectăm și dezinfectantul trebuie să fie neapărat pe bază de alcool. Și bineînțeles, dacă se poate, să fie aprobat de Ministerul Sănătății și să aibă acțiune virucidă, pentru că am văzut foarte mulți dezinfectanți cu acțiune bactericidă și atât. Totuși, cred că majoritatea sunt cei cu afecțiune bactericidă. Să ne protejeze de virusuri trebuie să fie și virucid, că degeaba îndepărtăm alți agenți patogeni dacă noi de fapt ne ferim de coronavirus, dar nu ne ferim de el, credem că ne ferim, ne păcălim singuri.
Iar cu purtarea mănușilor bănuiesc că treaba asta ne aduce cumva așa un confort psihic, da. Și asta ne face, ne pune să facem și foarte, foarte multe greșeli, pentru că oamenii se duc cu mănuși, purtând mănușile, la supermarket, pleacă cu ele de acasă, ei și le pun înainte să plece de acasă, dar se urcă în mașină, după care intră în supermarket, punem mâna pe diverse produse și mai ducem mâna pe față, la naș, pe telefon. Pe telefon, după aia se urcă iarăși în mașină, pune mâna pe tot, volan, schimbător, mă rog, pe ce mai atinge el în mașină și se duce acasă și... Deci nu, părerea mea. E ca atunci, nu știu. Dar ar fi corect, de exemplu, ne punem mănușile acasă, ajungem la supermarket, ne urcăm în mașină, așa, mănușile sunt noi, ajungem la supermarket, facem cumpărăturile, după ce am ieșit din supermarket, dăm mănușile jos și le aruncăm. Așa ar fi corect? Ar fi corect așa, dar trebuie să ne dezinfectăm pe mâini. Chiar dacă am purtat mănuși. Chiar dacă am purtat mănuși. Uh-huh. Și mănușile tot timpul trebuie date prin exterior, așa, adică să nu atingi partea cu mâna în care ai mănușa, să nu atingi, să nu-ți atingi mâna cealaltă, să fie prin mănușă. Este o tehnică. Dar această tehnică, există o platformă acum online unde se găsesc toate aceste răspunsuri, se numește relansareresponsabilă.ro și acolo sunt chiar exemplificate. Sunt filmulețe, este și scriptic, tot ceea ce e nevoie. Este nevoie, da, util pentru oameni. Pentru neprofesioniști, să le spunem așa, nu pentru personalul medical, că bănuiesc că... Da, să sperăm că toată lumea știe personalul medical, da. Nu, dar trebuie să ne gândim, adică oamenii ar fi putut să-și pună și o întrebare mai simplă. Nu știu, în momentul în care intră într-o operație un chirurg, de ce își pune acele mănuși sterile? Să-l protejeze pe el, pe doctor sau pe pacient? Să protejeze pacientul, cred. Nu? Da. Și automat, acum noi de ce să ne punem mănuși? Pe cine protejăm? Protejăm alimentele sau suprafețele pe care le atingem? Sau trebuie, de fapt, noi să ne protejăm pe noi înșine? Dar la mască nu e același principiu? Masca nu, pentru că SARS-CoV-2 este un virus pe cale aerogenă. El se transmite prin picături de mici dimensiuni, adică asta ce înseamnă? Atunci când vorbim, când strănutăm, când tușim, putem, dacă suntem infectați, îl putem da mai departe. Noi mai și glumeam pe tema asta. Uh-huh. Este o perioadă acum, pe timpul pandemiei, trebuie să ne înconjurăm doar de oameni calmi. Pentru că automat atunci când vorbesc, picăturile nu se duc prea departe, că ele se și așează pe toate suprafețele și obiectele din jur. Iar o persoană care țipă, normal, picăturile se dispersează mai mult. Că când vorbești mai tare sau țipi, ele se dispersează. Și asta e bine de știut. Da. Și de aceea trebuie să purtăm mască. În primul rând ne protejăm pe noi, dar îi protejăm și pe cei din jurul nostru, pentru că la noi în țară majoritatea persoanelor sunt asimptomatice. Vorbim de un procent cam de 80%. Vârsta medie a persoanelor infectate, conform statisticilor, este undeva la 48 de ani. Dar persoanele care au avut au avut nevoie de spitalizare. Da. Vârsta medie undeva la 76-78%, conform Institutului Național de Statistică, aveau în jur de 60 de ani, iar 90% din ele au, bine, și comorbidități asociate, au avut o stare mai gravă, dintre care și destul de multe decese. Și de aceea trebuie să, chiar dacă noi ne simțim bine și considerăm că nu există sau nu știu, da, trebuie să avem grijă, pentru că sunt și persoane în vârstă în familie și apropiate. Și persoane vulnerabile, la care ar trebui să ne gândim și să le protejăm. Și să respectăm, pentru că până la urmă nu sunt foarte multe lucruri de respectat. Restricțiile, într-adevăr, populația nu a fost foarte receptivă când a fost starea de urgență, dar nici noi nu am mai trecut printr-o pandemie înainte, nici noi nu știam ce este acea stare de urgență. Da, știam că este scrisă undeva și cam ce reguli ar trebui urmate, dar una este să știi despre și altceva este să le și trăiești. Exact. Și... una e teoria, alta e practica. Da. Și am înțeles că le-a fost foarte greu.
Am avut și eu mulți prieteni care mă sunau și îmi spuneau, se plângeau că se plictisesc. Că noi nu ne-am plictisit, că noi chiar am muncit și am muncit foarte mult și muncim în continuare. Dar cred că mai bine te plictisești acasă sau respectând, creându-ți o rutină cu niște reguli până la urmă simple, standard, exact, decât să te plictisești, nu știu, să ajungi într-un spital și să stai acolo pe un pat plictisindu-te. Sau să fii și intubat, Doamne ferește. Sau să fii și intubat, da. Apropo de mască, ne arătați cum se pune corect masca și cum se dă jos, corect? Ca să nu ne infectăm, să fie eficientă totuși purtarea. Păi înainte de a ne pune masca, noi trebuie să ne spălăm pe mâini. Da? Okay, cu apă și săpun. Ne considerăm că ne-am spălat și observăm că masca are o bandă metalică într-o parte, da? Care ea trebuie luată așa. Și cu partea metalică în sus, ea se așează pe față și trebuie mulată ușor pe nas pentru a nu, pentru a nu pătrunde, a fi cât mai etanjă și a nu pătrunde picăturile sau aerosolii. Uh-huh. Ceva așa. De ce nu cred. Deci masca trebuie să acopere nasul, gura și bărbia. Iar ca să o dăm jos, la fel, după, nu știu, trebuie, după ce am făcut o manevră sau am atins diverse obiecte, trebuie să ne spălăm pe mâini și o luăm de aici. După urechi și o dăm jos și o aruncăm imediat la coșul de gunoi. Dar mai sunt acele măști reutilizabile. Cu acelea cum procedăm? Cu acele măști reutilizabile trebuie lăsate la aer liber. Undeva, nu știu dacă poate să bată și soarele spre ele, este foarte, foarte bine. Și, mă rog, puse într-un loc unde nu mai este altceva, nimic și nu manevrate. Să nu ia contact cu alte obiecte, da, pe care, da, le atingem, da, frecvent. Și să le atingem, da, 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 exact, frecvent. Dar acestea, așa, sunt măști de unică folosință. Da, sunt măști de unică folosință și ele trebuie schimbate la 4 ore sau ori de câte ori este nevoie. Ori de câte ori este nevoie înseamnă atunci când strănutăm sau când vorbim prea mult și masca se umezește sau simțim că ea s-a umezit, nu contează că n-am strănutat sau n-am vorbit prea mult, dacă ea este, s-a umezit, trebuie schimbată. Am tot văzut în trafic oameni care își țin măștile de genul acesta la oglindă. Da. Ce pot să spun? Este o metodă. Teoretic nu este bine. Acum, practic, nu știu de ce au ales de ce au adoptat varianta aceasta. Probabil au avut niște motive. Este adevărat că mai bine și așa decât deloc. Deci chiar nu știu ce să spun, nu știu motivul. Poate le-au cumpărat, erau noi și le-au atârnat. Mă gândesc, sau le-au purtat, nu știu, 5 minute că au intrat într-un magazin să-și cumpere ceva repede și au plecat și au considerat că mai poate să mai fie utilizată, că n-au strănutat, ea nu s-a omezit. Într-un fel este bine că au atârnat-o acolo, că n-au pus-o pe alte obiecte să stea și soarele poate să acționeze, razele ultraviolete pot să acționeze asupra măștii. Am înțeles. Deci, pe de o parte e bine, pe de o parte da, nu. Depinde de situație. Depinde de situație și cred că oamenii au conștientizat destul de bine pericolul și se protejează. Cum ar trebui să ne protejăm atunci când mergem la supermarket, de exemplu? Cum ar trebui să acționăm și în interiorul supermarketului și după ce plecăm? Și după ce am ajuns acasă cu produsele, le spălăm, le dezinfectăm, cum facem? Da, este destul de greu să dai niște recomandări foarte, foarte clare. Trebuie evitate supermarketurile aglomerate. Asta în primul rând. Dacă este o urgență și trebuie să intri în acel supermarket foarte aglomerat, nu știu, să eviți grupurile unde vezi că sunt mai multe persoane la același raft, nu știu, te duci în altă parte mai ce mai ai nevoie, după care te întorci și ideea este să nu fie, să nu se creeze aglomerație. Iar acasă cu produsele. A, și după ce ieșim evident din supermarket, trebuie să ne dezinfectăm pe mâini. Da, înainte să ne urcăm în mașină, da, să punem mâinile pe volan. Da, exact. Trebuie să ne dezinfectăm pe mâini, după care ajungem acasă. La fel, primul lucru, ne spălăm pe mâini foarte bine cu apă și săpun, după care manipulăm produsele pe care le-am cumpărat și le punem la locul lor. Dacă se poate să le și ștergem cu ceva, dar cu un dezinfectant de suprafețe, bine, care se pot șterge, pentru că produsele alimentare eu nu pot să recomand să pulverizeze dezinfectant de suprafețe pe ele, că urmează să le mâncăm. Da, fructele și legumele, dar cele ambalate, probabil că
pot fi cumva... Da, nu știu ce să zic aici, depinde cum sunt ambalate, iar este... Sincer, nu cred că virusul rămâne până la urmă pe suprafețe atât de mult încât să intrăm într-o paranoia. Eu, de exemplu, nu fac această manevră. Eu nu-mi șterg produsele. Dar părerile sunt împărțite. Așa e, da, chiar am observat asta. Că... Sunt împărțite și nu s-a demonstrat nimic, nici dacă faci lucrul acesta, nici dacă nu-l faci. Sunt mai multe studii care au arătat că virusul stă mai mult pe suprafețe, altele că stă mai puțin pe suprafețe, dar în același timp trebuie să conștientizăm că produsele pe care noi le luăm din supermarket nu stau în contact direct cu o persoană infectată. Un contact direct cu o persoană infectată ce înseamnă? Minim 15 minute la o distanță mai mică de 1,5 metri și persoana infectată nu are mască. Și nu și-a efectuat igiena mâinii și nimic. Adică nu, mi-este greu să cred că totuși adică poate să infecteze o sticlă de suc sau... Da. Nu. Mai ales că cei care lucrează poartă măști, mănuși, unii din ei. Da, nu. Cred că personalul din supermarket este foarte, foarte atent pentru că, în primul rând, este vorba de viața lor. Și eu am observat că sunt mult mai precauți. Pe cei care am văzut și persoane mai relaxate, dar sunt clienți. Nu cei din personalul, da, angajat. Cum dezinfectăm și la cât timp trebuie să dezinfectăm telefonul? Că cred că pe telefon stăm cel mai des cu mâinile. Și depinde de cât de des îl utilizăm, dar îl utilizăm permanent. Acum non-stop. Depinde și pe unde suntem și ce facem. Noi în spitale, de exemplu, noi manipulăm telefonul doar atunci când avem, nu știu, un moment de repaus. Pentru că nu mai manipulăm telefonul, nu știu, când suntem pe secție sau în saloane, nu se mai întâmplă acest lucru. Am mai văzut colegi care și-l înfoliază în fiecare dimineață pentru a se proteja, după aia îl dezinfectează continuu. Ideea este că trebuie să dezinfectăm telefonul de câte ori considerăm că el poate fi potențial contaminat. Adică dacă noi am atins ceva sau am fost într-un anumit loc și a trebuit să punem mâna pe telefon, că poate este o urgență, atunci noi trebuie să-l dezinfectăm și pe el. Sau când ne dezinfectăm pe mâini, putem să dezinfectăm și telefonul. Să ne formăm un obicei, că până la urmă totul ține de acest lucru. Exact. Dar cum, nu știu, mai sunt alte obiecte pe care trebuie să le dezinfectăm? Poșeta, de exemplu, la femei, pentru că e... Poșeta, da, eu mai dezinfectez poșeta, dar sincer o dezinfectez cu niște șervețele dezinfectante. Nu chiar pulverizez direct pe ea. Îmi dau seama. După care... Din când în când, ceea ce fac foarte rar, că sunt mai comod, încerc să o dau și cu o cremă hidratantă, nu știu dacă asta trebuia neapărat să o spun. Da. Dar cu șervețele dezinfectante. Cât de frecvent ar trebui să facem asta? Teoretic, după fiecare purtare, când ajungem acasă, trebuie să ne dezinfectăm și poșeta. Acum nu o să ne dezinfectăm poșeta și când intrăm în mașină. Și... Nu, că este exagerat și... Până la urmă trebuie să învățăm. Ideea, nu știu, eu așa consider, suntem într-un moment în care trebuie să învățăm să trăim și cu acest virus. Adică trebuie să mergem în continuare la serviciu, trebuie să mâncăm în continuare, trebuie să facem cumpărături în continuare. Și să avem o viață normală. Și să avem o viață normală. Ne simțim bine, că nu putem sta tot timpul așa cu frica și cu... Da. Ca și cum am fi tot timpul cu pistolul la... Cap. Da, așa este. Pentru că și calitatea vieții. Dar nu e exagerat, adică simțitul bine să nu se subînțeleagă cu, nu știu, petreceri în grupuri foarte mari. Cum s-a văzut imediat după relaxare. Trebuie să conștientizăm, pentru că până la urmă, noi ce putem să facem? E vorba despre aceste măsuri de protecție și despre distanțarea socială. Atât, asta doar asta ține de noi. Doar atât putem face, pentru că trebuie să ținem cont de faptul că nu există un tratament în acest moment și deși s-au încercat mai multe scheme, nu s-a stabilit o schemă care să ne scoată din acest impas și nu avem vaccin.
iar până la apariția unui vaccin va mai dura. Nimeni nu cred că poate să spun acest lucru, pentru că se lucrează foarte mult, inclusiv la noi în țară, Institutul Cantacuzino. Am văzut, da, asta e o veste bună. Da, dar pentru a putea pune pe piață un vaccin ai nevoie de mult timp. De la momentul producerii lui, inclusiv, până la a-l pune pe piață, către populație, poate să dureze de la câteva luni, chiar ani. Nu putem să spunem în acest moment, pentru că nu s-a descoperit, se lucrează. De aceea trebuie să fim răbdători și să încercăm și noi să respectăm și responsabili. Și să fim responsabili. Dar, nu știu, cumva venirea căldurii a făcut ca virusul să nu mai fie atât de agresiv? Suntem cumva există mai protejați? Există statistici că virusul se simte bine până la o anumită temperatură, undeva la 19-20 de grade, după care el începe să-și piardă din eficiență. Dar asta nu înseamnă că noi nu mai putem să ne infectăm cu el. Și adică să ne așteptăm acum în perioada asta, când o să vină căldura, la o scădere a numărului de cazuri? Dacă nu respectăm măsurile acestea de protecție standard și distanțarea socială, nu ne putem aștepta nici la asta, nu. Dar la un al doilea val de infectări așa masive? Este greu. Greu de spus și acest lucru. Greu de spus pentru că nu știm, cum am spus și mai devreme, acest virus nu a mai fost identificat anterior la om. Și nu știm foarte bine caracteristicile lui, modul lui de transformare, ce se poate întâmpla atât cu virusul cât și cu noi. Putem dezvolta imunitate după o anumită perioadă de timp, de exemplu, la acest virus? Au fost persoane care au fost infectate și s-au reinfectat. Într-adevăr, nu toată lumea s-a reinfectat, dar sunt cazuri și nu puține care au dezvoltat din nou această infecție. Deci nu e neapărat nu sigur este că neapărat. Vom dezvolta o imunitate după infectare. Da, din cauza aceasta s-a apelat și la starea de urgență și au fost măsurile acestea mai dure, pentru că este foarte contagios. Iar lucrurile pe care noi le știm sunt destul de puține, de aceea trebuie și testările să fie în masă, să fie testată cât mai multă lume. Numai așa putem să vedem și să ținem sub control. A mai fost o măsură pe care ea, nu știu, tot așa a împărțit lumea în două tabere. Atunci când se măsura temperatura la intrarea în magazin, pentru că am observat că acum au renunțat la practica asta, da, pentru că s-au revoltat foarte mulți oameni. Și voia să întreb dacă ceva. E eficientă. Nu, este eficientă, da. Da, trebuie să ți se măsoare temperatura și mie mi se pare normal să fii și tu conștient de temperatura pe care tu o ai în această perioadă, în această pandemie. Pentru că deja dacă ai peste 37,3, e posibil să ai o problemă. Da, chiar cum ar trebui bine. Cum procedează, nu știu, paznicul de la supermarket, pentru că am văzut că pe ei a picat treaba asta, săracii. Ce, nu știu, e cumva învățat sau trăinuit ce să facă dacă o persoană are temperatură mare? Nu, pentru că sunt acele termometre. Nu lasă să intre în magazin pe omul respectiv, sună la DSP, ce se întâmplă? Ar trebui să sune la 112, nu la DSP, pentru că totuși Direcția de Sănătate Publică se ocupă cu alte lucruri, nu poate să facă asta. Dar va suna, da, la 112. Așa ar trebui, cel puțin, nu știu dacă se și întâmplă sau cât de mult s-a întâmplat, dar să lase să se intre, pentru că până la urmă trebuie să respectăm și clienții care respectă regulile și se feresc. Am înțeles. Deci, pe lângă faptul că n-ar trebui să lase să intre în magazin, ar trebui să și sune la 112, nu să-l trimit acasă. Să-l trimit acasă, dar dacă el insistă și vrea să intre sau nu ascultă, intră cu forță, atunci să sune la 112, altfel să-l trimit acasă, că nu are de ce.
Dar cum se face că foarte multe persoane la măsurarea temperaturii aveau o temperatură foarte mică, gen, nu știu, 30 de grade sau o chestie din asta? Erau termometrele defecte? Erau termometrele defecte, da. Dar care ar fi temperatura normală a corpului? 36. Dar 35. Nu poate varia în anumite perioade, de exemplu? Ba da, dimineața și seara. Adică dimineața poți să ai o temperatură de un 36,2 și seara poți să ai un 36,4-5, variază. Variază pentru că și temperatura corpului se schimbă odată cu stările noastre. Noi dacă ne enervăm și suntem mai agitați, o să vedeți, vă luați temperatura imediat după, o să vedeți că aveți o temperatură mai mare. Bine, nu este mult mai mare, dar este puțin. Dar când e prea mică temperatura? De ce se nu ne dorim să fie foarte mică, că dacă este foarte mică, atunci noi nu mai suntem. Suntem prea reci. Deci, deci ce e sub 36 nu prea e corect. Poate să fie și un 35, dar temperatura corpului este la 36 de grade. Am înțeles. Dar mai erau, nu știu, medici care spuneau că n-ar fi totuși așa eficientă asta, treaba cu măsurarea temperaturii, pentru că orice persoană care vede acasă că are temperatura ridicată poate lua... nu știu, paracetamol sau aspirină sau așa și temperatura îi scade și așa că poate intra fără probleme într-un supermarket dacă vrea să fenteze cumva. Nu știu ce să zic cu acest lucru. Ideea este că eu nu cred că ei se refuza să intre în supermarket dacă au mai mult de 37,3. Am înțeles. Da? Și atunci, care e scopul? Scopul a fost foarte bine zis și stabilit și este menționat și pe această platformă online, că de aceea s-au gândit să facă, toată lumea muncește. Și puteți să intrați pe relansareresponsabilă.ro și acolo o să găsiți toate aceste subiecte dezvoltat. Înțeles. Oricum, acum, așa cum ziceam, au mai renunțat din câte am observat, pentru că oamenii erau foarte speriați de termometrele alea, nu-mi dau seama de ce. De unde, nu știu, putem lua, de exemplu, noul coronavirus? Am tot auzit întrebarea asta, dacă putem lua noul coronavirus de la animalele de companie? Nu. Animalele de companie nu sunt sursă de infecție și nu este exclus. Putem să le avem în continuare și să le iubim în continuare. Și să le pupăm. Și să le pupăm în continuare. Pe ele cred că da, chiar putem să le pupăm în continuare. Pe ceilalți nu știu ce să zic. Distanțarea socială. Da, apropo de asta, ce reguli ar trebui să respectăm cu distanțarea socială? Pentru că, nu știu, suntem învățați, de exemplu, când ne întâlnim cu prietenii, după ce nu ne-am văzut mult timp, să ne pupăm, să ne îmbrățișăm, să ne strângem mâna. Să... Da, acum nu ne mai strângem nici mâna, nu ne mai pupăm și nu ne mai îmbrățișăm și încercăm să nu ne mai întâlnim. Sau dacă ne întâlnim, totuși să ne gândim că nu trebuie să ne întâlnim cu prea mulți. Adică ne întâlnim astăzi cu un prieten, mâine cu alt prieten, dacă avem timpul necesar, dar nu, cât mai puțin și doar dacă este... necesar. Dacă nu este necesar, cred că putem vorbi și la telefon sau să găsim alte metode de a comunica și de a ne menține prietenia. Acum, de la 1 iunie, am înțeles că se vor redeschide restaurantele, terasele, mă rog, cu respectarea anumitor reguli. Vom fi în siguranță? Depinde doar de noi. În ce sens? În sensul în care respectăm regulile de distanțare socială, de protecție. Da, da, dacă eu respect regulile și alte persoane nu le respectă? Nu, o să fie niște lucruri foarte bine stabilite și lumea o să aibă acces la informație. Oricum, cu siguranță nu o să fie pus în pericol nimeni care va decide să se ducă la o terasă. Da, am înțeles că vor fi mesele mai distanțate. Vor fi mese mai distanțate, exact. Nu o să fie acceptate grupuri mari la mese. Deci o să fie niște reguli foarte bine stabilite. Mă gândesc doar ce se întâmplă dacă vom sta la interior într-un restaurant.
Nu, momentan nu o să stăm la interior în, în restaurant. Am înțeles, deci nu se pune problema, pentru că nu putem mânca cu masca pe față. Este adevărat, nu, momentan nu o să, nu o să se stea la interior, inclusiv pe litoral nu o să se mai stea la interior, chiar dacă ne cazăm la hotel, masa o să fie luată în zona de terasă. Sau mai se mai, noi mai recomandăm și room service-ul acolo unde există și se poate. Da, chiar la plajă, nu știu, se spune că apa de mare, aerul, ne face bine totuși. Aerosolii ne fac bine. Da, și marea nu sunt este contaminată. Benefice pentru căile respiratorii. De ce ni se interzice totuși acum să mergem la mare? Până nu pe ni se iunie? Interzice, o să se deschidă. O să fie accesul liber, numai că trebuie la fel, trebuie niște măsuri, niște reguli mai speciale, pentru că coronavirusul nu a trecut. Deci n-ar trebui să ne relaxăm cu totul, chiar dacă nu, se deschid cu totul, restaurantele, chiar dacă se deschid terasele. Nu, corect. Ce s-a mai descoperit nou, nu știu, în legătură cu tratamentul, cu vaccinul împotriva noului coronavirus? Se lucrează. Cum am spus și mai devreme, se lucrează și la vaccin, se lucrează și la o schemă de tratament. Este greu de spus acum, când vorbim noi, exact când o să fie un tratament eficient, când o să avem un vaccin pe care putem să-l punem pe piață. Este greu, dar se lucrează. Și încă sunt totuși tratamente care se folosesc, nu sunt... Da, da, normal. Extrem. Dacă ajungem în spital, Doamne ferește, dar mai sunt persoane care au ajuns, primesc tratament în funcție de simptomatologie. Sunt anumite scheme. Așa e. Pe final aș vrea să, nu știu, să le transmiteți celor care ne urmăresc, nu știu, celor care nu cred în existența acestui virus, ce le transmiteți? Care nu cred, fiecare om are dreptul la o părere, și este liber să creadă ceea ce dorește, dar în același timp trebuie să avem grijă și să-i respectăm pe cei din jurul nostru și să le respectăm inclusiv părerile și credințele. Și dacă unul crede și cealaltă nu crede, să se respecte între ei. Este singurul mesaj pe care îl pot transmite, altceva. Și să respectăm măsurile de... Da, și toată lumea să încerce să le respecte atât cât poate. Cele standard nu sunt complicate, nu sunt grele, nu ne ia mult timp. Cu siguranță. Mulțumesc mult. Mulțumesc pentru informații. Au fost foarte utile, sunt convinsă. Mulțumesc pentru atenție. Sunt Elena Oceanu. Ne revedem curând. O zi frumoasă. La revedere!